Numele meu este Vlad și sunt dependent de cumpărat chinezării. Bună! Fac videoclipul ăsta pentru că asta este ultima mea comandă, abia ce mi-au venit. Sunt lucruri pe care le poți lua cadou altora sau le poți lua pentru tine. Ideea e că sunt mega interesante și sunt foarte ieftine. Fiecare dintre ele costă sub 10 dolari. O să vă fac un fel de review, în sensul că vi le arăt. Uite, hai să începem cu asta. LCD Writing Tablet. Hai să vă arăt ce e. Thanks for choose us. Nu cred că este corect. Thanks for choose us. Mă rog. Deci o tabletă care arată așa. Are aici un creion. Și cu creionul ăsta poți desena pe tabletă chestii așa. Faza interesantă e că are aici un buton. Când apeși pe el, bam, magia a dispărut. Desenezi altceva, bam, a dispărut. Asta e tot ce face. O să ziceți, atât? Da, atât. Ce e interesant la ea e că, deși este electronică, nu trebuie să o încarci. Funcționează cu o baterie pe care o scoți de aici și este o baterie de asta. Bateria asta ține extraordinar de mult, în sensul că s-ar putea să nu trebuiască să o schimbi niciodată, pentru că ea nu consumă curent decât în momentul în care ștergi. Adică oricât ai desena, se consumă curent foarte, foarte, foarte puțin, doar atunci când apeși butonul ăsta ca să se șteargă imaginea. Nu e obligatoriu să desenezi cu asta, poți să desenezi, uite, și cu spatele și cu unghia. Magic! Poți să o pui, spre exemplu, pe frigider sau în bucătărie sau pe hol undeva și să lași mesaje scrise pentru cei din casă. Poți să o folosești ca unealtă antistres. O lași pe acolo pe lângă birou, mai desenezi ceva pe ea, ștergi, iară mai desenezi. Genială pentru copii, le dai de lucru, lor li se pare cool. Nu mai știu ăștia ce să mai inventez. Următoarea la rând. Asta. Știu, cred că trebuie să mă dau un pic mai aproape. Gata. Asta e un set de unelte pentru descuiat, încuietori, lacăte. Stați că am adus un lacăt normal, cu cheie, care acum este închis. Uite, îmi trebuie unelta asta și să zicem asta. Cu astea două poți descuia un lacăt. Ta-da! O să vă învăț. Ca să înveți cum se descuie un lacăt ca în filme, folosești un obiect care a venit cu setul de descuietori și mai exact acest lacăt. Este un lacăt transparent, are și el cheie, se desface, dar fiind transparent poți vedea mecanismul dinăuntru ca să înțelegi exact cum funcționează lacătul. Practic aici jos sunt niște tubulețe mici care au niște arcuri și în capăt niște piese de metal. În momentul în care împingi cheia înăuntru și fiecare colțișor de la cheie se duce în poziție, o să vedeți că se mișcă bucățile de metal și se aliniază. În momentul în care sunt aliniate, dacă întorci, lacătul se deschide. Acum o să vă arăt cum se folosesc uneltele astea. Ai nevoie de două unelte. Trebuie una ca asta, obligatoriu, pentru că pe asta o pui în partea de sus, așa, bagi înăuntru și aplici presiune pe ea. Astfel, lacătul va încerca tot timpul să se rotească. După aia iei o unealtă de genul ăsta și o bagi înăuntru, în partea de jos. Băgând-o înăuntru, vei mișca
pinii. Nu trebuie să găsești, poți să o bagi și cu vârful în jos și cu vârful în sus, sunt mai multe unelte de mai multe feluri care pot fi folosite în mod diferit. Uite, mai e și asta, mai e și asta. Cu asta este părerea mea cel mai practic. O bagi înăuntru și pur și simplu te joci un pic. Vezi? Pinii de jos se tot apasă și de fiecare dată când se apasă, pentru că tu ai presiune pe ăsta, când se apasă toți, se eliberează și ta-na! Ești un fel de James Bond combinat cu MacGyver. Dacă vrei un set mai James Bondish, există și varianta asta, care arată așa. E ca un card și înăuntru pam, pam, pam. Ai o unealtă de asta, care o bagi în partea de sus și cu care aplici presiune permanentă și o unealtă de asta pe care o bagi în partea de jos cu care împingi pin. Pac! Magic! Câine! Nu știu dacă l-ați văzut vreodată pe internet. A fost viral la un moment dat un video cu câinele ăsta. Cred că îi trebuie niște baterii. Da, revin. Funcționează cu două baterii de-astea AA. El e practic o pușculiță și fiți atenți cum face. Ce disperat! This is so funny! Călie pentru tine, călie pentru un copil. Este mega, mega amuzant și foarte satisfăcător să scapi de monede. Ele se strâng aici în cutia asta și le poți lua după aia. O să vedeți că de unde l-am luat există mai multe variante și cu o pisică și cu asta. Și al patrulea lucru pe care l-am comandat este acest bec. Scrie pe el RGB White LED Bulb, Bedroom, Hotel, Bar, Timing RGB White Angle, toate alea. Asta este o lampă pe care eu am folosit-o la un show la un moment dat. Practic, becul ăsta se pune în orice fasung. Și aprinde. Are și o telecomandă și cu telecomanda asta controlezi ce anume faci. Să zicem că vrei să facă lumină albă. Bam, lumină albă. Vrei să facă roșu. Bam, roșu. Telecomanda arată așa. Practic, poți să controlezi culoarea sau nuanța de culoare. Are flash, strobe, fade și smooth. Poți să-l oprești din telecomandă, hop, poți să-l pornești din telecomandă, nu se vede bine, stai să sting lumina. Și bordel. Și X-Files. Și nu știu ce. Și lumina albă, ia uite. Nu se vede nimic. Poți scădea intensitatea, poți mări intensitatea. Poți să ai becul ăsta undeva într-un fasung în casă, telecomanda pe noptieră, poți să schimbi culoarea, poți să faci atmosferă dacă ai nevoie. Eu m-aș fi bucurat dacă l-aș fi primit cadou. Și câinele la fel, și tableta de desenat, și setul de descuiat lacăt. Astea sunt genul de obiecte pe care mi-ar fi plăcut să le primesc cadou. Nu le-am primit cadou, a trebuit să mi le cumpăr singur. Nu prea știe lumea de existența lor, de asta am făcut și acest video ca să le împărtășesc cu voi. Și dacă știu oamenii de ele, nu au, pentru că nu se găsesc peste tot. Nu sunt la îndemână și de asta cred că sunt niște idei mișto de cadouri. Sunt ieftine, repet, fiecare dintre ele costă sub $10. Vă las link în descriere cu toate. Le-am luat de pe un site unde se vând tot felul de gadget-uri de astea. Mă simt ca la teleshopping, cum stau eu cu ele așa în față. Pe câine, eu l-am numit Dragnea.